Salutare tuturor, sunt Sidonis, iar astăzi facem un nou clip de Minecraft în care vă arăt ce drum am făcut noi între casă și acel turn și o să plecăm într-o mică explorare a mapei. Dar înainte de toate, nu uitați să dați și voi un subscribe, un like și un comentariu în care să-mi ziceți ce ați mai vrea să facem în această serie. Haideți să trecem la clip! Cam așa arată drumul în stare finală. Am făcut cu stone, cu stone brick și cobblestone. Aceasta este cumva marginea, să zic așa, arată foarte bine. Îmi place foarte mult cum arată, am făcut și o margine la acest turn. După cum puteți vedea, arată super bine. Nu mi-a luat foarte, foarte mult să o fac, după cum ați văzut pe timelapse. Dar îmi place destul de mult cum o să arate. O să fac și de la acest tur în partea aia către animale și încolo către acel port când o să-l fac. Dar astăzi vreau să mă duc să luăm un cal de aici din village și să mergem în expediție. Pot să văd unde este șaua aia. Deci nu e. Cred că aici. Da, luăm asta și cu asta luăm niște morcovi, parcă îmi trebuiau. Asta e să las eu așa, măcar 3 acasă, 3 cu mine. Și luăm și niște greu de asta. Am luat niște torțe, luăm și un pat cu noi. Luăm pe asta. Am să fac coordonatele și hai să vedem unde ajungem. Mă duc să iau calul și o să mergem într-o anumită direcție. Ok, ne-am împrietenit cu calul. Am o câtă viață are. Îi punem. Vreau să mă dau jos de pe el, cum fac. Punem asta. Punem și armura. Și sare. Sare, frate. Mamă, și ce repede mergem acum. Dacă țin mai mult apăsat. Ok, sare mai tare. A, deci când se încarcă acea bară, înseamnă că se are cât de tare poate el. Și o luăm în partea asta. Să vedem. Da, e ok. În partea asta n-am fost mai deloc și de asta aș vrea să o iau încolo. O să fac eu așa. Ca să vedem cumva în față este ceva. Bă. În momentan este doar deșertul. Ceva oi. Cam atât. Mamă, sper să nu dăm de păduri de asta, că dacă dăm de păduri de asta o să ne fie greu. Pe un lup. Uite încă un sat. Nice. Hai să vedem ce găsim în satul ăsta. Care nu stă cu minte dacă îl las pe aici. What? Cum s-a spanat mapa asta? Apa asta? Serios? Hai să mă dau jos de pe cal. Ah, ok. Sper să stea aici. Ok, am ajuns în acest village. Însă vreau să iau astea. Să le punem la noi la casă. Nice.
Și să vedem ce găsim pe aici. Un village. Ne dă empty map. Nu ne trebuie. Opa. Ia uite. O busolă. Nice. Un compas. Bă, facem ceva achievement-uri de astea. Asta nu ne interesează. Aș mai vrea niște astea de pus pe perete. Pentru că aș vrea să fac acolo la intrarea noastră. Aici nimic. Aici nimic. Îmi place zona asta cum arată. What? M-au pus ăștia apă aici. Nu s-a spawnat apă. Ok, deci în casele alea nu este nimic interesant. Nu s-a calul undeva prin zona asta, sperăm să nu se pierdă. Încă un compas, empty map. Aici sus este, oare este ceva? Ce s-a spanat mapa asta, apa asta așa? A, da. Bun, hai să vedem ce este și aici. Ce ne dă ăsta? Nimic interesant. Este de... What? Bun. Nu ne dă nimic interesant ăștia, văd că... What the fuck? Hai să vedem și jos aici ce mai e. Bă, e destul de mare asta. M-am osperat asta. Bun, să vedem ce este și aici. Dar numai de astea, aș vrea ceva... Mamă, activă. Paper. Și cred că asta e cam tot. Este un iron golem aici. Sperăm să nu ne facă rău. Aștia ce sunt pirați? Da. E pirat gen. Asta e în zona asta. Asta ce bine arată. Asta nu dă nimic la schimb. Aram golemul. Cam atât. Bun. Hai să... E pisică. Hai să ne luăm calul, sper să nu mi-l arunce în aer. Te rog, nu. Și să mergem noi în continuare. Oh, ce frumos arată aici. Placul ăsta așa cu copacii ăștia. Și cam atât în partea asta, cred. Văd că din coace aici se începe apa și n-aș vrea să merg cu pe apă. Da, nimic interesant încolo. Cam atât și pe partea asta văd că înseamnă că noi suntem pe insulă sau ceva genul ăsta. Văd că nu mai este nimic nici încoace. Oh shit. Am luat o viață. Am luat două vieți. Oh. Nu cred. Nu cred. Spawner de schele, strug. Spawner de schele, strug. Ah, nu, tot de spiders. Da, nu mai am nevoie de încă unul. Ce-am găsit? Name tag. Nimic prea interesant. Oh, diamond. Nice. Să punem asta. Dacă era de schelet sau de zombie, era mai tare. Așa, de spiders. Nu prea mă bucură. Este ceva încolo. Da, deci noi suntem pe o insulă destul de mică, aș putea spune. O să trebuiască să ne facem o barcă și să mergem să explorăm și partea aia de acolo. Dar asta în episodul următor. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, ne revedem data viitoare. Pa, pa!